Bogdan Manole, fondator Trusted.ro, despre un punct fierbinte, e-commerce, norme, proceduri, conformare la GDPR. Vă rog. Mulțumesc. Pentru că aveam doar 15 minute, știu că, și fiind ultimul speaker, știu că attention span-ul e foarte scurt și astfel încât am doar două idei de transmis. Și de aia m-am oprit la două probleme majore pe care le-am întâlnit, care se găsesc la magazin online, dar nu doar la acestea. Câteva cuvinte despre noi, ca să știți din ce postură vă vorbesc. Personal mă ocup de partea de legislație și internet de vreo 20 de ani de zile. Am scris despre privacy ca deplasată ca drept al omului încă din 2002. Iar în cadrul proiectului Trusted.ro acordăm această certificare, această marcă de încredere pentru site-urile de e-commerce care îndeplinesc o serie de 24 de criterii legale și de bune practici. Asta înseamnă că relaționăm foarte des cu magazinele online și vedem ce probleme au din punct de vedere juridic și de bune practici și de aceea mă pot raporta la activitatea lor mai cu pregătire. Dar problemele sunt generale. Ok, și intru. Problema numărul 1. Ștergerea datelor. Ei bine, în momentul în care discuți despre GDPR cu o firmă și treci prin principii și discuți detalii, ajungi la unul din principiile care e la articolul 5.1e și care îți spune foarte frumos că datele pe care le colectezi trebuie să fie o perioadă care nu depășește perioada necesară definirii scopurilor. Și sună foarte tehnic chestia asta. Cum adică perioada care nu depășește perioada necesară definirii scopurilor? Sau principiul stocării limitate, ca să fie și mai complicat. Da? Și atunci, practic, oamenii realizează că toate datele personale pe care le colectezi, la un moment dat, vor trebui să fie șterse. Și ăsta e momentul în care departamentul de IT își dă ochii peste cap, departamentul de marketing se retrage într-un colț și începe să bocească și se uită la tine și zice, ăsta din ce film am mai venit? Și atunci zici, stați, nu acum le ștergem, stați un pic, stați așa, le mai folosim. Dar trebuie să avem o perioadă în care spunem, domnule, de acum încolo nu le mai folosim, că nu mai sunt necesare scopurile. Da? Vorbesc despre ștergere, mai există și posibilitatea de a transforma aceste date în date anonime și să le folosiți în scop statistic în special, dar deja am ajunge la 3 probleme, nu 2. Bun. Și atunci vine întrebarea magică. Când le ștergem? Când ștergeți datele pe care le-ați colectat cu sudoare, cu muncă, în ani de zile? Da? Și dincolo de întrebarea când le ștergem, și o să încerc să răspund la această întrebare, mai e o altă întrebare care iar e importantă, nu avem timp să o discutăm, și anume, cum le ștergem? Care este procedura tehnică prin care sunt sigur că datele alea chiar sunt șterse? Nu de fapt mai există pe un backup undeva la subsol, cum tocmai am auzit. Și nu luați exemplu marilor în acest business, Facebook nu șterge datele, el le marchează ca șterse. O să vedem dacă după mai 2018 va schimba procedura. Bun, și vine întrebarea, da? Când le ștergem? Care este, când trebuie să le ștergem? Și răspunsul corect, evident, ca orice jurist care se respectă, este depinde. Da? Nu există un răspuns ferm. Legea nu vine să spună 5 ani, 10, 15, nu, juriștii trebuie să vină cu termeni ăștia generici. Și atunci zice depinde. Dar, avem un indiciu. E foarte important. Dacă nu aveam indici, eram pierduți. În articolul 13, paragraf 2, litera A, care vorbește despre informarea persoanelor, deci despre chestiunile pe care trebuie să le dați persoanelor vizate, vă spune că trebuie să aveți perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, cuvântul cheie aici, sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă. Deci nu trebuie neapărat să fie o cifră. Deci nu trebuie să fie 5 ani, nu trebuie să fie neapărat să fie 10 ani. Poate să fie o formulă de calcul. Genial. Și acum, hai să încercăm să aplicăm. Ok, pentru un magazin online, ne-am gândit că sunt următoarele tipologii de date care ar putea să fie colectate, pentru că fiecare perioadă de ștergere trebuie să fie legată de tipul de date și de scopul pentru care au fost folosite. Și atunci avem prima categorie de date, date necesare încheierii contractului. Temeiul legal, foarte simplu, articolul 6, alineatul 1, litera B, și anume este încheierea unui contract între magazin și persoana vizată. În paranteză fie spus, știm cu toții că atunci când ne dăm datele pe un magazin online, ei le vor păstra acolo și în momentul în care întreb, dar de ce le păstrați în bază de date, zice, poate se întoarce. Nu tot se întorc, dar acum trebuie să se gândească mai mult decât atât și să spună, atunci, dacă le țin, când trebuie să le șterg? Și aici, perioada posibilă, din punctul meu de vedere, ar putea să fie două. În primul rând, poate să fie perioada desfășurării contractului. Da? M-am dus la magazin, am cumpărat, am plecat de la magazin,
datele trebuie să fie șterse. Asta gândesc eu ca și client. Magazinul zice, păi dar cum, adică lăsăm să plece așa repede? Păi ok, hai să vedem. Dar dacă cumva, dincolo de termenul contractual, aș mai avea nevoie să știu cine a fost persoana respectivă. De exemplu, vine după un an de zile și cere garanție pentru produsul respectiv. Nu trebuie să știu cine mi-a dat-o. Sau vine peste 2 ani de zile și mă dă în judecată. Care voie să facă lucrul ăsta? Okay, și atunci zicem, bine, atunci putea să fie perioada desfășurării contractului plus 3 ani de zile din momentul în care s-a încheiat contractul. De la ultimul contract, că dacă mai revine și mai cumpără o dată, se mai prelungește. Bun, și atunci ăsta ar fi termenul de prescripție generală. Ok, Evrica, am găsit un termen. Perioada desfășurării contractului plus 3 ani. Sau dacă chiar vreți să fiți extrem de cușer și privacy by design și by default, atunci perioada desfășurării contractului. Dar nu o să o faceți. Bun, 2. Mai sunt alte categorii de date pe care le colectați un magazin online și care sunt necesare pentru o obligație legală. Da? Trebuie să-i dau factura. I-am dat chitanță. Cât trebuie să le păstrez pe astea? Păi astea sunt alte categorii. Și dacă am un temei legal, înseamnă că îmi scriu undeva în lege, în situația ideală, cât trebuie să le păstrez. În cazul nostru, avem un alt act juridic foarte frumos care se numește Ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 2634/2015, care listează perioade. Și care spune foarte clar, ștatele de plată de salarii trebuie să le păstreze 50 de ani. Registre de contabilitate 10 ani, chitanțele 5 ani. Ce înseamnă însă, pe partea cealaltă, că după această perioadă trebuie să le ștergi sau să le distrugi. Că de anonimizat e mai greu la un ștat de plată. Și atunci trebuie să gândești și cum faci lucrul ăsta. 3. Alte categorii de date. Și aici vine partea frumoasă, datele cu marketing. Și am luat doar exemplul newsletter-ului, pentru că dacă intram în alte tipologii de marketing pentru comerț online, stăteam aici încă 3 ore. Dar pentru newsletter mergem pe temeiul legal consimțământ, că vrem să fim super safe, nu ne interesează deocamdată partea de interes legitim. Și zicem, ok, am consimțământ, am o bază de date frumoasă de 5.000 de utilizatori cu care interacționez o dată pe săptămână și tu îmi spui că trebuie să le șterg. Când trebuie să le șterg? Și atunci ne scărpinăm un pic în cap, ca să ne dăm seama. Zicem, când ar putea să fie această perioadă? Să fie un termen fix, 2 ani de când le-am colectat, 3 ani, are vreo relevanță? Care este scopul meu aici? Scopul meu este marketing. Ok, am reușit ca pentru scopul respectiv să am un temei? Da. Am luat consimțământ? Da. L-am luat corect? Nu l-am mințit? Nu i-am oferit un concurs și alte chestii? Nu, l-am luat corect. Perfect. Păi atunci perioada ar putea să fie până la retragerea consimțământului. Înseamnă că omul respectiv vrea ca să comunic cu el până în momentul în care spune nu mai vrea. Și mi se pare că ar putea să fie un temei corect. Dar în același timp și cu toții suntem și de cealaltă parte a baricadei și avem tone de e-mail-uri care ne intră și zeci de mii de newsletter pe care nu le citim, ne dăm seama că s-ar putea să fie agasant pentru anumite persoane să păstreze un termen atât de larg. Și atunci poate ar trebui combinat cu alte elemente. De exemplu, există newslettere inteligente și dacă vorbiți cu furnizori de e-mail marketing care chiar fac treabă, vă spun cum să facă lucrul ăsta, în care își dau seama dacă ați deschis ultimele mail-uri în ultimul 6 luni. Și peste 6 luni când ați văzut că n-ați deschis, vă mai trimit un mail de la lacrimogen în care zic, Bogdan, de ce nu mai interacționezi cu noi? Și dacă nu-l deschizi nici pe ăla, că zici, băi, dă-o dreapă, ăsta chiar nu-l vrea, atunci nu-ți mai trimit. Deci dacă nu vreau să interacționez, atunci de ce să mai trimită? Pentru el nu mai este un client, scopul de marketing nu mai există. A, că Bogdan s-ar putea să se trezească peste încă 2 ani să-și aducă aminte? Da, se poate. Dar se poate și peste încă un an să-și aducă aminte că de fapt a uitat că s-a subscris și să facă o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor? Și asta nu vreți. Și atunci, cred că ar trebui impuse și niște chestiuni suplimentare, cum e 30 de zile de la ultima interacțiune, sau 6 luni. Sau dacă e un sistem de softbound sau hardbound, domnule, nu mai primești e-mailul ăla, lasă dracul, ștergem, ne complicăm noi să-l păstrăm. Pot să mai fie și altele. Eu sper ca industria de publicitate online să vină cu niște cutume, cu niște bune practici, inclusiv pe zona de email marketing, și care să spună, așa cum la înscriere, buna practică, deși nu pusă lege, dar eu vă recomand sub păstrație double opt-in, adică confirmarea înregistrării, ca eu să nu mă pot abona cu adresa altuia, la fel și la partea de păstrare a datelor ar trebui să fie la fel. Am rezolvat problema numărul 1. Problema numărul 2. Încălcarea securității datelor sau data breach notification în engleză. Ați auzit un pic în prima parte a prezentării, un pic și în a doua. Vorbim de articolul 33 al GDPR, în care vă anunță cu deosebită stimă și respect că dacă se întâmplă o încălcare, aveți 72 de ore, începul ceasul să tică, da? Tic, 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 în care trebuie să notificați autoritatea. Și dacă ne uităm, ne cad ochii din greșeală pe ceea ce înseamnă această încălcare a securității datelor cu caracter personal și o interpretăm corect,
ne apucă jalea. Și vă spun de ce. Uitați-vă acolo. Deci, în primul rând, nu vorbim doar de o încălcare intenționată. Da? Adică cineva a intrat un răufăcător, un hacker, cum zic jurnaliștii din ziua de astăzi, evident, Digi24 se exclude că sunt la masă. Deci, poate să fie și o chestiune accidentală, da? Poate să fie o situație în care, nu știu, cineva a lăsat o portiță deschisă pe serverul vostru și cineva a avut acces la baza de date. Și dacă ne uităm la toate tipologiile de acțiuni care se întâmplă, unele sunt cu adevărat înspăimântătoare. Acces neautorizat la date. Acces neautorizat la date înseamnă un angajat care a doua zi după ce a fost dat afară, a accesat baza de date. E un acces neautorizat. Autorizarea lui s-a terminat cu o zi înainte. Distrugerea datelor. Deci se întâmplă pocionogul mare, adică în fine și cineva vă criptează toată baza de date sau nu mai găsiți acolo și vedeți că nu mai e pe server, deci nu mai sunt și vă crizați și vă întrebați când ați făcut ultimul backup. Și totuși, dacă datele sunt distruse, deci ele nu mai există, trebuie să notificați autoritatea în 72 de ore. Deci, it's big, it's big, sau it's gonna be big. Vede. Personal, cred că autoritatea își va da seama, sper, că va primi mult prea multe plângeri și va limita numărul încălcărilor de securitate care trebuie să fie notificat. Dar până atunci, asta este. Bun. Și avem această principiu în care trebuie să notificați autoritatea în 72 de ore. La ora actuală, apropo, nu avem nicio procedură, nu avem niciun formular. Mult succes în cum le trimiteți datele, poate pe e-mail, poate le puneți pe avizier când intră acolo, nu știu. Bun. Dar și mai urât decât atât, puteți să fiți obligat ca să notificați persoanele vizate. Adică-telea înseamnă că trimiteți un e-mail către toți clienții voștri și le spuneți: dragă client, suntem niște fraieri. E-mailul vostru a fost pierdut. Parola a fost pierdută. Vă rugăm, schimbați-o. Nu o puneți pe aceeași pentru că nu ne aducem aminte. Sau ceva de genul ăsta. Bine, echipa de PR cred că vă ajută să faceți mai bun, dar trebuie să faceți lucrul ăsta. Și asta e nașpa. Dar, dacă vreți să citiți mai multe, vă recomand cu mare căldură o opinie a grupului de lucru articolul 29, care înseamnă practic toate autoritățile care se numesc împreună și emit niște idei și de care autoritatea română ține întotdeauna cont. Versiunea actualizată este din 6 februarie 2018 și care merge mult mai în detaliu cu privire la cum ar trebui să notifici, cât de detaliat ar trebui să fie și care sunt rolurile fiecăruia. Dar până atunci, hai să încercăm să găsim și niște soluții. Păi, în primul rând, problema numărul 1 este că trebuie să identifici încălcarea de securitate. Da? Și aici nu vă simțiți prost, pentru că alții nu s-au simțit. Yahoo și-a dat seama după 3 ani că a pierdut 1 miliard de date cu caracter personal. Și mai sunt și alte exemple. Cred că Cristi Driga le avea pe lista lui. Deci, s-ar putea să treacă ceva timp până când identificați. Dar la ceea ce se va uita autoritatea, din punctul meu de vedere, sau certul, dacă cumva va fi desemnat pe zona de cyber security, este, oamenii ăștia au făcut ceva ca să poată să-și dea seama dacă ceva nașpa s-a întâmplat? Păi dacă n-ai făcut nimic, atunci normal că nu poți să identifici. Dar dacă măcar ai încercat, ai implementat un sistem software, niște proceduri, niște politici, ceva concret, atunci e mai bine. Pe urmă, pasul 2 ar fi identificarea riscului pentru persoanele vizate. Ce se întâmplă dacă pierd datele alea? Ce se întâmplă dacă pierd datele din newsletter? Dau bază de date cu clienți. Nu e același risc. Încă o dată, riscul trebuie văzut din punct de vedere al persoanei vizate, nu din punctul tău ca business, adică, mă rog, și ca business, dar asta e cu totul altă discuție. Dar trebuie să te gândești din punct de vedere al persoanei vizate. Poate să facă cineva ceva cu datele alea? Păi dacă nu, atunci nu e atât de important. Dar dacă da, atunci poate ar trebui să le protejezi într-un mod mai securizat. Pe urmă, gândiți-vă un pic la partea de notificări legale. De obicei, dacă apare o problemă legată de security breach și de security breach, e haos în firmă. Nu se mai știe cine, ce, cum, CGL, ce ai făcut cu backup-ul, cine era acolo, chestii de genul ăsta. Și atunci e bine să aveți pentru propria, pentru bunul mers al lucrurilor, o procedură de cum vă reacționați în 72 de ore. Se trezește Gigel, ia legătura cu Cornel și trimite un e-mail. Perfect, asta e o procedură. Dar măcar știi, e Gigel și Cornel, da? Bun, și pe urmă legea spune că trebuie să ai documentarea și înregistrarea încălcării securității. Deci chiar dacă nu trebuie să notificați, și vă dau câteva sfaturi și pe următorul slide, tot trebuie să le înregistrați. 2 minute. Mai am un slide. Există câteva măsuri de securitate unde se prevede clar că nu necesită notificarea pentru că nu există un risc de persoane. Și le găsiți iar în opinia asta de care v-am vorbit. În primul rând, colectarea de date care deja sunt disponibile publicului.
Pentru că zic autoritățile, dacă informațiile sunt publice, nu există niciun risc pentru persoana respectivă. Informațiile deja sunt publice. Da? Deci, de exemplu, dacă pierdeți o bază de date doar cu numele persoanelor care sunt oricum pe Facebook, nu este nimic deosebit. Dar pot să fie de asemenea date care sunt criptate. Și aici grupul de lucru, articolul 29, vine și definește foarte clar ce înseamnă criptat. Înseamnă că trebuie să fie cu o tehnologie de ultimă oră. Da? By the way, BitLocker-ul al Windows nu e cea mai bună soluție. Gândiți-vă la niște soluții mai bune din punct de vedere tehnic. Sau pot să fie date care numește date neinteligibile pentru terțe părți. Aici pseudonimizarea s-ar putea să fie, s-ar putea spune, o soluție, pentru că depinde foarte mult de cum va fi făcută. Dar dacă cine pune mâna pe baza de date nu poate să-și dea seama cine e Cornel și cine e Gigel, atunci înseamnă că nu există niciun risc și atunci nu trebuie să notifică autoritatea. Dar trebuie documentate, trebuie scrise. Și nu uitați că în relația cu împuterniciții, pentru că deosebit la un magazin online se întâmplă lucrul ăsta în care sunt alții care fac activitățile în numele tău și email marketingul și platforma câteodată și așa mai departe, puteți să includeți dispoziții contractuale exprese cu privire la acest caz, inclusiv, și ne lasă articolul 29, ca împuternicitul să facă notificarea numele lui. Adică în loc să te informați de pe tine și tu să faci notificarea, el să facă direct notificarea la autoritate. Este permis, dar responsabilitatea este în continuare a dumneavoastră. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.